Bună dimineața, suntem aici la o partidă de pescuit. Sunt cu Alin, îl vedeți acolo. Își pregătește, pregătește bățul. E foarte devreme. Câte? 6 sau câte ceas? 6 și 6 și 3 minute. Ideea e în felul următor. Vreau să zic de la început, nu suntem pescari profesioniști, n-am venit aici să luăm tot peștele din baltă, am venit pur și simplu să stăm, să ne distrăm, să ne relaxăm. Nu contează dacă prindem, dacă nu prindem. Ideea e în felul următor. Și ce o să facem astăzi? Eu mi-am luat un băț, Alin un băț, adică n-avem lansete, n-avem nimic decât câte un băț de fiecare. Să vedem, frate, la urmă cine prinde cei mai mulți pești. Înțelegi? Doar la băț, așa, ușor, pac, pac, câte un pește, câte un pește. Bine, acum dacă prindem, dacă nu prindem, aia e, sper că se vede bine pe cameră. Ne-am pus aici frumos, bineînțeles că cum am ajuns, înainte să dau drumul la filmare, mi-era foame, deci ce să vă zic, acum să vă mint. Și am zis puțin să iau așa o gustare. Alin e mai harnic ca mine, s-a băgat și a montat bățul și a montat tot. Dar eu n-am putut să rezist și am zis, băi, să mănânc ceva, că nu mai pot. Și zbor. Era foamea mare, mă. Și ce am înțeles că după weekend vine nebunia. Iar plouă, iar vreme nașpa, m-am săturat. Am luat aici niște jambon cu niște... Bine, dar pieza de rezistență, ia uite. Măslinuțe. Și avem aici, bineînțeles, asta e pentru cei care cunosc un suc de struguri. Eco, strângem tot. Da, nu, nu lăsăm mizeri, facem frumos. Bă, deci oficial îi dăm drumul la concurs. Am început, când mergeam la concursuri și eram mai mic, mergeam amândoi. Și dădeau o alarmă de aia, nu știu dacă ați fost la concursuri. De la portavoce. Noi mai mult mergem așa, de natură, să stăm liniștiți, să mai povestim mai una alta. Bă, da, paharele. Este acolo. Nu e important dacă prindem pește sau nu prindem, chiar nu contează deloc. Adică dacă nu prind nimic astăzi, nu e ca și cum am pierdut ziua. Unde sunt? Probabil pe cameră nu se vede pluta sau așa, n-am cum să pun să ne prindă pe amândoi, să ne prindă pe amândouă, dar o să pun la editat, presupun doar dacă scoatem ceva. Că da. Dacă stăm așa 2 ore și nu prindem nimic, n-am rezolvat nimic. Hai, noroc. Noroc. Ce fel mai e zi. N-ai unde? Dai cu lanseta aici. Trebuie să vedem ceva din nave. Cum, nu prindem noi, a? Nimic oare? Hey. Nu cred, mă, frate. Când vine căldura și așa, mai facem cum am făcut atunci. Care sunteți vechi pe canal, știți când am fost și s-a înțepat Alex în picior. I-a intrat fierul de la cort. Când am fost atunci, știți, și am stat seara. Da, mai facem o de cort. Da, mai mergem, când mergem cu cortul seara frumos, cu lansete, cu mai mult, toți, ne strângem toți acasă. Pare plictisitor așa când stai să te uiți la plută, pe mine mă relaxează, mă, dar crezi? Mie îmi place. Da, dar sunt persoane care nu ar sta să uite așa o oră la o plută. Bine, dacă stau o zi între alții. Și eu asta așa să mă uit la plută o zi, chiar dacă nu trage, nu prind nimic. Nu știu, e, trebuie să-ți placă, dacă nu-ți place, nu faci nimic. Dacă îmi place să mă duc și la restaurant să stau, știi, să te servească cineva. Bă, să mănânci. Mai frumos pe baltă. Dacă îmi vin la baltă, îmi place să vin eu aici. Stai o bucata mea de salam, așa cum eram eu copil și eram învățat. De așa am crescut. O bucată de salam cu un muștar, cu o bucată de pâine. Băi, Alina sparg gheața. Ia dă, dă puțin. Nu știu dacă se vede. Ce asta? Roșioară, nu? Sau da, roșioară, bă. O roșioară mică. Alina sparg gheața, băieți. Da. Ia. Am mai luat Alin ce asta, scobar? Scobar. Un scobar. Deci 2-0, eu n-am prins nimic, băieți. A, e. Am ceva aici, cred că o mii de ceva. Ia uitați, Alin că l-a luat așa frumos, în direct. Bravo, mă, frate. Ca lumea. Bă, la Alin merge treaba, mă, băieți, la mine nu vrea. O plăticuță, mă. O plătică, a? O plăticuță. Ai din toate, văd. Da, deci bă, a luat o roșioară, un scobar și are și o plătică acum. Bravo, mă, frate, așa că e bine. E bine, mă, așa e. Asta e important, mă, toate vermele roșu. Da? Deci cu vermele roșu, să schimb și eu. Poate prind și eu, băieți, un pește, ceva, dacă nu, aia e, ce să faci? Adică cum suntem noi acum, s-a întâmplat ca să mă duc la pește, de exemplu cum aș fi cu Alin, să dau așa unul lângă altul, adică pluta mea aici, la un metru al lui, și eu să nu prind nimic și el să prindă, sau invers. La concurs. Și gen, când te gândești că vine e... Vine lumea la pește. Când te gândești, plută lângă plută, practic te desparte un metru, dar tu nu prinzi, nu tragi la tine. Și când... Ia uite asta. Oho, frumos. Uite plăticuță. Își dă și fratele vostru drumul. Ușor, ușor. Și dacă te uiți, cred că e vierme de roșu.
Da, am un verme roșu și unul alb. Aș lăsa camera să meargă continuu, că e mai frumos când prinzi așa direct, știi? Da, da, da. Uite, acum am prins doi pești. Da, am prins doi pești frumos. Doar că na, nu știu cât stăm și așa și nu cred că mă ține bateria, adică ea filmează, dar să zic 2 ore maxim. Da, noi o să stăm mai mult de 2 ore, presupun. Vreau să vă zic că am fost ieri. Uite, bravo, frate. Hai mă, că avem activitate, mă, băieți, ce mai contează? Prind, nu prind. Pentru mine că stau pe mal aici frumos, așa e liniște, e apă, e mirosul ăsta așa, știți, de baltă, de asta. E pe tot ce trebuie. Da. Pe lângă că mai prindem și câte un peștișor din ăsta, că până la urmă nu te, nu cum să zic eu, nu e că te duci tu acum acasă și mănânci tu peștele ăsta, nici n-ai ce mânca din el. Ce să faci cu ăștia așa? Dar e chestia asta, e nebunia asta, microbul ăsta. Ia uite mă, Alin, cum l-a luat. Băi, nici n-am fost atent. Ce mă ăsta? Oblete. Oblete? Băi, dar tu chiar ai luat din toți, mă, așa. Da, băi. Ți-ai luat până acum, ia zi, numărul 4. Dădeam toți la pește și văd pe George că stă așa cu telefonul. Mă, am zis că poate să uită la ceva pe net, nu știu. Face ceva pe telefon. Trece o jumătate de oră. Trece o oră. Trece o oră jumate. Zic, băi, dar ce trecu faci, mă, cu telefon? Ai venit să dea la pește sau stai pe net pe telefon? Și că nu, mă, fiți atenți și făcea. Te-a cu bățul, a aruncat. Nu s-a uitat la plută că nu o vedea. A dat pe cameră, la telefon. Și a dat cu zoom la telefon ca să vadă pluta, că nu vedea până acolo. Și s-a uitat în telefon la plută, cu zoom. Băi, deci, deci asta e ultima pe care am auzit-o. Eu n-am auzit în viața mea așa ceva. Deci eu așa ceva n-am auzit niciodată. N-ai, belea cu el. Belea rău. Dar când am fost odată la pești tot așa pe noapte, cu grătar, ne-am apucat de câte un pahar de vin din ăsta, pune pe foc, pune pe foc, pune pe foc. Hai să facem cortul. Am făcut cortul, aici aveam grătarul, aici era cortul, vreau să zic. Nu ne-am dat seama. Am pus pe foc, am pus pe foc, i-am dat puțin și cu vin. Nu dați seama ce s-a întâmplat. Numai la pești n-am mai dat. Ei, punând pe foc, focul arzând și scăsar scântei. Pac, pac, pac de la foc. Ei, a sărit scântei pe cort. Ce credeți voi că s-a întâmplat dimineață când a dat lumina și ne-am trezit noi și am văzut noi cum trebuie, s-a făcut de lumină și se vedea, și credeți voi că cum era cortul? Găurit tot. Deci era găurit așa în toate părțile, așa era ars. Sită. Sită era. Imaginați-vă cum s-a dus George cu cortul ăla acasă la tax. Oare ce i-a spus așa? Da, uite. Ca lumea, cobar, nu? Da, da. E bun. Merge. Doar că, nu știu cum să vă zic, s-a norat și a început și vântul. Dar dacă rămâne așa... Da, măcar de-ar rămâne așa, vremea să nu fie mai... Oricum, bate vântul serios. Ia, uitați ce-a mai luat Alin aici, frumos. Ia, arătă-mă puțin. Okay. Hai mă, că arătă frumos cobarul ăsta. A mai scăpat unul acum, nu știu, 5 minute. Da, n-am prins pe cameră, l-a dus până aici și aici a scăpat din cârlig. Știți cum e, nu? Pluta, nu se vede pe cameră, pluta mea, deci pluta, 40 de centimetri. Pluta mea e aici și a lui e aici, așa. Cam asta e distanța, așa. Ce să-i faci? Cum o vedea peștele astea? Chiar am o întrebare așa. Oare nu vede și la o palmă mai încolo? Cârligul meu cu cam aceeași treabă, același verme am. Deci tot la verme alb cu roșu. Da. Fratele vostru s-a băgat pe râmă. Am zis că poate fac eu acum să vedeți ce eu la râmă. Am o oră, n-am prins nimic la râmă asta. Am mai prins, fratele vostru, aici un scobar din ăsta. Am prins și eu ceva așa, mai măricel. Și cu ăștia, asta place mie când merg la pești. N-am internet, n-am laptopul, bateria te întorci acasă cu 95%. Nu stai pe net, te recrezi. Vă invit fratele vostru la masă, așa ca la pește. O roșioară, o bucată de cașcaval, ceva. Un păhăruț de vinuț. Bun, mă, frate. Intre? Eu am mâncat și dimineața. Da, mă, că arată bine. Ca lumea. N-am mai prins decât ceva mic, cu chestii din asta mică. În rest, nimic, nici Alin. Doar cel ăla pe ăsta acum. Vei bani de ăla care... Bani, în coada. Știți cum cârligul? Are cârligul ăsta? Până în coadă. Fai, dar ce grază. Asta ai mâncat bine, mă. Da, să știi. Nu prea mai prins nici. Mai stăm, nu știu, o oră maxim și mergem acasă. Oricum,
challenge-ul, ca să zic așa, e câștigat de Alin, că are acolo mai mulți pești. Am și eu câțiva aici, am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, unul mai mare și pe ăștia 9 din aia așa, pobleți. Da, aia e, e bun și atât, nu mai contează, ideea că am stat, ne-am relaxat, ăsta era scopul de fapt. Sper că v-a plăcut clipul ăsta, apăsați butonul de like acolo în forță. Dacă vreți să mai mergem la pește, dar bine, mai serios, așa și pe noapte și în formulă mai mare, cu toții pe caterincă. Asta a fost așa din scurt ceva, adică gen ne-am trezit noi seara la 9 și ceva, că bă, mâine dimineață hai să mergem la pește. Hai mă să mergem puțin așa zic. Bine, și la ăștia le dăm drumul, că da, avem ce face cu ei. Doar așa de distracție. Iar de aici am să iau doi pești, să-i duc lui Pablo, să vadă și el în viața asta lui un pește, să simtă mirosul. Ăsta a fost clipul cu voi astăzi, a fost Bogdan, Alin aici. În maxim o oră suntem acasă. În caz de mai prindem ceva ca lumea și se merită să fie pe video, o să vedeți, bine? Bun, vă salut!